Următoarea funcționalitate la care aș dori să lucrăm este acest filter de task-uri pe bază de statusul în care se află. Eu deja am creat componenta de UI care răspunde de acest lucru și putem să facem și un mic inspect cu ajutorul React Developer Tools să vedem ce mai exact implică această componentă. Am să selectez aici pentru prima dată task filter-ul meu. Momentan vedem că nu am niciun prop, nu i-am pasat absolut nimic, este doar o componentă de UI, doar partea de CSS în mare am aplicat cu mici excepții de stilizare condiționată, la care o să mă opresc mai în detaliu când ne uităm un pic peste cod. Și vedem că acest task filter conține la rândul său o serie de filter iteme, deci a doua componentă pe care am creat-o eu, și acest filter item deja vedeți că conține mai multe informații. În primul rând conține statusul sau mai bine zis, ne spune dacă acest item este activ sau nu. Activ sau nu, în cazul asta se referă la faptul dacă am dat click pe el, să-l și hash-urăm. Adică momentan am zis că by default să fie selectat elementul pe poziția 0, putem să-l dezactivăm și cu același succes să activăm elementul pe poziția 1. Și așa, deci când dăm click pe fiecare dintre ele, o să aplicăm acest... Pe baza acestui props de active, noi vom ști la care dintre ele să aplicăm stilizarea de element selectat. Pe lângă asta mai am propul de count, care efectiv ne pune un număr aici în interiorul acestui badge și ne zice câte task-uri din fiecare categorie avem. Și label-ul to-do, care este efectiv unul dintre aceste labele care ne zice ce status mai exact vrem noi să selectăm. Putem să ne uităm un pic și peste cod. Așa arată componenta mea de task filter. Totul super simplu, deci... Am un div și un container care efectiv aranjează elementele și în interiorul lui aplic un map. Aplic un map pe un array de stringuri. Da? Deci am fiecare item de aici are un text în interior, respectiv eu am creat un array cu stringurile corespunzătoare, da? Cu stringurile respective. Și fac un map pe ele și astfel pasez la componenta mea de filter item, care filter item corespunde la un butonaj din ăsta. Facând map pe aceste elemente, returnez o serie de elemente de tip filter item care au mai multe proprietăți, adică are active-ul despre care vă ziceam că ar veni să activeze elementele noastre, adică unul din elementele din taburi de task și elementul de label care este efectiv textul pe care randez interior și count-ul dat care este numărul de task-uri care corespunde fiecarei categorii. Bine, și dacă ne uităm un pic unde se află acest filter item, tot cu ajutorul React Developer Tools, putem observa că e randat în primul rând de task filter, după care task filter de control panel, control panel-ul de task viewer și într-un final toată asta este randată de deja vedem o adâncime de 4 componente aici și devine din ce în ce mai greu să ținem legăturile corecte cu date, ținând cont că la noi lista de task-uri se află în app.jsx. Și din punctul ăsta putem să mergem iarăși pe aceeași strategie, să tot pasăm propuri de la părinți la copii în adâncime și așa mai departe, dar devine din ce în ce mai greu să urmărim tot procesul, adaug un layer în plus de complexitate și evident că React-ul vine să ne ajute cu o soluție în acest sens. Aceste badge-uri care le avem aici ar trebui să reprezinte numărul de componente corespunzătoare fiecarei categorii pe care o avem noi aici, respectiv acest badge, care este count-ul ăsta, care se află aici la nivel de task filter, aici în task filter ar trebui să avem acces la array-ul nostru de task-uri care se află momentan în app.jsx. Și așa, noi am putea, pe bază de filtrări, să numărăm câte elemente din fiecare categorie le avem și să le reprezentăm acolo, dar momentan problema noastră este că datele se află foarte departe și nu aș dori să folosim iarăși propagarea de propuri în adâncime. Pentru aceasta, voi introduce un nou concept numit contextul. Contextul ne permite nouă să accesăm datele într-un mod diferit de cel de propagare de propuri de care noi ne-am obișnuit, și anume, ne pune
în accesibilitate, da? Ne permite să accesăm datele într-un anumit context și să înțelegeți mai bine despre ce merge vorba, o să merg pentru prima dată în .gsx, în locul unde vreau să-mi creez un context. Contextul, iarăși, îl import din librăria Direct și avem nevoie de funcția create context. Ok, acest create context ne va permite nouă să propagăm datele la o adâncime pe care o setăm noi. Imediat vedeți despre ce merge vorba. Prima dată să ne creăm contextul nostru și acest context se creează în felul următor. În primul rând, trebuie să fim atenți că contextul trebuie creat în afara componentei pentru a nu-l reinițializa de fiecare dată când noi vrem să când noi vom obține un re-render. Respectiv, trebuie să avem grijă să-l declarăm undeva mai sus înainte să înceapă funcția noastră, componenta efectiv. Și o să-i zic la contextul respectiv, to do context. Și acest to do context va primi următoarea inițializare. Create context și atât. Da? Deci, practic, rezultatul acestei funcții pe care am importat-o noi, create context, este acest to do context pe care l-am creat. Și cum mai exact noi folosim acest context? Păi cum vă ziceam, noi reușim să, cu ajutorul contextului, să facem acces la anumite valori la diferite nivele de adâncime. Adică, eu pot să merg aici, în unde am task viewer-ul meu și să fac un lucru foarte și foarte interesant. O să fac wrap la task viewer-ul meu în to-do context. Da, în to-do contextul, practic contextul care l-am creat acum și trebuie să-i mai dau o continuare, punct provider. Ce înseamnă acest punct provider? Deci, practic, contextul care este ideea lui, că noi punem la dispoziție o serie de valori pe care noi le vom putea accesa dacă el se află în interiorul acestui context, la orice nivel de adâncime respectiv, la noi, practic, toată aplicația va avea acces la valoarea pe care noi vom pasa aici la contextul nostru, ținând cont că tot ce se include între aceste taguri va avea acces la valorile pe care noi vrem să le specificăm acolo. În cazul dat, eu vreau să am acces la acest task list, respectiv o să-i zic value, da? Parametrul principal aici în context.provider este value, adică providerul este cel care transmite datele, cel de la care noi o să cerem datele. Ok, și acest provider are următoarea proprietate, value. Și în acest value noi îi specificăm ce anume vrem să pasăm ca value. În cazul dat, task listul nostru. Și partea de configurare, adică partea de unde trimitem noi datele, este gata. Acum putem trece la următoarea parte și partea cum extragem noi datele din acest context, ținând cont că absolut în orice componentă n-am intrat noi, noi am putea să accesăm deja datele din to-do list direct, fără să fie nevoie să le propagăm prin propriu. În cazul dat, în filter itemul meu, mai bine zis în task filterul meu, aici eu aș avea nevoie să import acest, să utilizez aceste date pentru a implementa această funcționalitate, pentru început care vă ziceam de count, corespunzător numărului de task-uri cu diferit status pe care le avem noi acolo. Pentru a utiliza un context cel nou creat de noi, de exemplu, trebuie să folosim iarăși un hook pus la dispoziție de React. Acest hook se numește useContext. Ok, și să vedem cum folosim acest hook. Păi, ca de obicei, contextul fiind o funcție, noi trebuie să apelăm această funcție și trebuie să-i pasăm ceva în interior. Și anume, trebuie să-i pasăm acest context pe care l-am creat noi aici. Deci, practic, noi ar trebui, în primul rând, să exportăm acest context din app.gsx pentru ca ulterior în componenta noastră de task filter să putem importa acest context. Import from așa. Și o să numesc, cum l-am numit aici, to-do context. Deci importăm acest to-do context din app. Vedeți că ne l-a și importat automat. Îl importăm și acum putem să ne creăm un context pe baza acestui context. Și ce îmi rămâne mie de făcut este efectiv să salvez undeva rezultatul pe care l-am eu acolo. Da? Const. Și o să numesc constanta asta to-do
items este egal cu rezultatul acestui context. Și acum putem să mergem mai jos și dăm un console.log de acest to-do items să vedem ce mai exact ne-a venit nouă după ce am aplicat această logică. Putem să dăm un refresh, mergem în consolă și vedem că ne-a venit un array de 6-7 elemente. Efectiv, acele valori din JSX care noi le-am păsat. Și această funcționalitate poate fi aplicată oriunde, adică oriunde între aceste două taguri noi putem face asta la orice nivel de adâncime. Și asta, din ce vedeți deja, cred că puteți observa potențialul, că v-ați bătut până acum cu situații în care aveți foarte propriu de pasat la foarte la adâncimi mari, la diferite componente și cumva se încurca un pic treaba acolo. Ok. Odată ce avem noi acces în task filterul nostru la to-do items, zic că putem să facem logica pentru a pune aici numărul corect, count-ul corect pe care l-avem noi aici. Ok. Și o să-mi creez o funcție care să zicem get count by status, care va fi egal cu funcție. Da. Și această funcție ce va face? Păi va număra practic câte task-uri noi avem pentru fiecare element în parte. Ok, și cum putem face acest lucru? Păi eu vreau să returnez o chestie. Return to-do items.filter. Da? Deci vreau să aplic un filter pe to-do item-urile mele și să îl filtrez. Practic să elimin elementele care nu corespund la task-ul care mă interesează pe mine și la final să returnez doar length. Deci practic vreau să returnez lungimea acestui array. Da? Deci am un array cu 10 elemente, dintre care 2 sunt completed. Fac filterul ăsta ca să treacă de el doar elementele cu statusul completed și pe final returnez doar lungimea acestui array. Ok, atunci nu rămâne decât să vedem ce condiție mai exact îi dăm la acest filter. Bine, condiția ar trebui să fie statusul pe care îl are acest item. Dacă ne uităm aici, avem un field status care este exact ceea ce avem noi aici în label to do, in progress, pending, completed, respectiv putem să-i zicem return item.status, da? Și trebuie să facem undeva rost de, de count-ul curent, da? Deci asta ar trebui să fie undeva aici și la funcția asta am avea în interiorul ei nevoie de încă un parametru și anume acest label care îl avem aici, practic ceea ce afișăm noi ca și text în itemul ăsta, da, to do in progress pending completed. Dacă introducem chestia asta aici, respectiv aici în funcția mea de get count status, eu voi putea accesa acest label. O să-i zic status în cazul dat. Da. Și acum logica ar trebui să fie gata. Dacă merg aici, deja văd că pentru to do in progress, pending și completed sunt afișate datele corecte, pe când pentru all tasks avem 0 și asta e ceva normal, noi nu avem așa task în aplicația noastră, respectiv o să-i pun aici un if în față și dacă îi zic că statusul este egal cu all tasks, da? Atunci să-mi returneze true, adică pentru all tasks returnează absolut toate itemele din array-ul dat. Și vedem acum că avem 7 elemente în total, dintre care 3 pe to-do, in progress 1, pending 1 și complete 2. Și așa, am reușit să fac rost de datele din app.jsx în componenta mea de task filter foarte ușor cu ajutorul useContextului. Deci aceasta este o utilită foarte, foarte powerful, pot să-i zic eu așa, și ne permite nouă să gestionăm datele la un alt nivel. Adică ați văzut că nu mai suntem limitați de natura asta a React-ului care ne zice că trebuie să trimiți datele de la copil de la părinte la copil și respectiv dacă vrei să apelezi sau să trimiți ceva de la copil la părinte ar trebui să apelezi o funcție care să trimite datele acolo. Cumva contextul ne pune la dispoziție toate datele astea și o să vedeți că acest context este de fapt destul de utilizat în aplicațiile
în aplicațiile astea de React. Pe măsură ce avansăm, o să facem tot mai multe funcționalități care țin anume și se bazează pe cum funcționează acest context. Așa. Și dacă am reușit să aducem aceste valori în task filterul nostru, nu ne rămâne decât să aplicăm partea funcțională care ne va permite să aplicăm filtrarea pe aceste componente care le avem randate aici.